Bine v-am regăsit, sunt Adriana. Astăzi vreau să fac tort medovic. Ingredientele de care avem nevoie pentru foi sunt 650 spre 700, să vedem cât intră, făină, 4 ouă, 150 de grame de miere, 180 grame zahăr, 100 de grame de unt, o linguriță de bicarbonat și puțină sare. Punem ouăle pe foc, punem zahărul, adugăm zahărul, învârtim. Lăsăm zahărul să topească. Le caramelizăm puțin. Și acum adugăm untul. Lăsăm și untul să se topească. Și adugăm mierea. La foc încet. Și amestecăm. Punem bicarbonatul de sodiu. Și puțină sare. Schimbăm untel. Și acum amestecăm. Vedeți ce reacție a făcut bicarbonatul cu mierea? Ca o spumă. Și acum vom lăsa, îi voi da o culoare ca de caramel. Sau dacă vreți, puteți să o lăsați mai deschisă. Așa, închidem aragazul. Și acum o vom pune la rece. Dragii mei, am pus-o la răcit. Uitați, și acum voi adăuga un ou rând pe rând și vom bate cu mixerul. Vom mai adăuga unul. Acum vom adăuga făina, să vedem cam cât ne intră. Am să vă spun la final. Cocanoasă trebuie să fie un aluat nelipicios, să nu se lipească de mâini. Asta depinde și de ouăle pe care le aveți. Dacă aveți ouăle mele, au fost mai mari. Normal că avem nevoie de mai multă făină. Am mai cântărit 100 de grame. Dragii mei, am transferat coca într-un bol și vom pune în frigider cam 2-3 ore. Am împărțit aluatul în 6 bucăți. Am cântărit una, are 250 de grame și voi face 6 foi. Am aici un dos de tavă. O tapetăm cu o hârtie și vom face 6 foi. Și vă mai arată o tehnică să nu se lipească foile. Punem o hârtie peste. Le vom înțepa cu furculița. Asta vom coace toate foile. Acum am să o bag la cuptor între 8-10 minute. Mie mi-au ieșit 6 foi, așa arată. Și mâine ne vom ocupa de cremă. Dragii mei, acum facem crema la medovic, de care avem nevoie. 500 de ml frișcă, lichidă, cu 83% grăsime, extract de vanilie, 200 de grame de zahăr, 200 de grame de miez de nucă și am sfârmat, din 6 foi, am sfârmat o foaie să putem pune deasupra la tort.
și înlături. Primul lucru, ne vom ocupa de frișcă, vom bate frișca. Băgăm o lingură de zahăr. Așa arată crema. Vom pune extract de vanilie. Eu în cremă voi pune 200 de grame de nucă măcinată, doar se mai poate face cu vișine sau ce doriți, fiecare ce dorește. Voi pune puțină cremă aici și vom pune prima foaie. Am pus și următoarea foaie. Și ultima foaie. Și le vom decora deasupra. Dragii mei, tortul meu Medovic este gata. Eu vă mulțumesc pentru vizualizare și vă aștept la mai multe rețete. Am să revin și cu secționarea tortului.